Bine v-am găsit, horoscopul anual pentru balanță, nativ balanță, ascendent în balanță sau dacă ai marcaje puternice în balanță, acest clip este pentru tine, atmosfera astrală anului 2024, desigur la nivel general. Eu îți doresc încă de la început un an magic cu multe oportunități, șanse, să fie cu succes pe toate planurile. Anul acesta karma se află în balanță în semnul tău și ea te atenționează că poți să ai ceva provocări, că poți să întâmpini anumite situații din care să crești, desigur. Chiar dacă sunt provocări, învățăm să transformăm provocările în oportunități. Nu e chiar atât de simplu când karma trece prin semnul vostru. E clar că pot fi anumite situații legate de sănătate, legate de muncă, legate de familie, legate de lucruri pe care poate le poți controla sau nu le poți controla. Acum depinde. Dar dacă ceva se întâmplă, e clar că trebuia să se întâmple oricât ai dat peste cap. De asta nu te îngrijora. Ce să fac, ce să fac, ce să faci. Trăiește viața, ai credință și nu te abate de la drumul tău. De asemenea, nu opune rezistență, mai ales pe la eclipse. Vor fi eclipse în semnul tău. Două eclipse sunt în semnul tău. Una în semnul opus, mai exact 25 martie, 2 octombrie și una pe 8 aprilie în semnul opus în Berbec. Mai avem și o eclipsă în Pești, aceea vine pe casa ta a muncii și a sănătății. Dar oricum sunt trei eclipse care sunt direct acolo la tine, două în balanță, una în Berbec. E clar că aceste eclipse or să aducă schimbări în viața ta. Această karmă în balanță poate să vă tragă un semnal de alarmă, să vă pună un pic într-o dificultate, dar este spre binele vostru, așa cum spuneam. Aveți grijă cu rinichi, aveți grijă cu infecțiile urinare, aveți grijă să vă aduceți mai multă plăcere și bucurie în viața voastră. Această karmă vă împinge un pic de la spate, poate să aducă multe situații din trecut nerezolvate, mai ales în ultimii 9 ani sau în 18 ani. 9-18 ani, atunci am mai avut această axă activă, adică axa Berbec-Balanță, axă pe care vă aflați și voi unde se află nodurile lunare, nodul sud în cazul vostru. În teorie nu e neapărat să fie rău dacă avem karma la noi pe acasă, pentru că pot fi și variante foarte bune, însă pot fi și provocări pe care eu zic, așa cum spuneam și mai devreme, să le transformați în oportunități. De asemenea, sunt schimbări pe care nu le puteți redirecționa. Am văzut situația, o redirecționez mai departe. Nu, sunt schimbări pe care trebuie să le îmbrățișați. Deci 2024 este anul schimbărilor. Nu vă mai pierdeți în relațiile voastre. Destinul în Berbec, pe casa 7, vine foarte clar și spune nu te mai pierde în relații. Dă seama care e identitatea ta, care este identitatea ta în relație și în raport cu ceilalți. Caută să te prioritizezi, caută să te pui umăr la umăr în relațiile tale, umăr la umăr cu ceilalți în relațiile tale, indiferent că discutăm aici despre, să spunem așa, partener, parteneră, mamă, tată, frate, soror, ce mai vrei, copil. Este important să fii umăr la umăr cu ceilalți dragi ție sau mai puțin dragi, că până la urmă uneori poți face compromisuri și pentru persoane care nu sunt atât de dragi, dar cu care lucrezi sau care sunt șef sau care sunt alte persoane. A spune cumva că dând la o parte pătura asta, care poate să fie un pic complicată, a sentimentelor în anumite relații, pot fi și părți foarte bune, adică noi începuturi, noi relații, noi oportunități, noi parteneriate, noi colaborări. Dacă ești singur, poți să întâlni pe cineva. Bineînțeles, după ce îți dai seama cine ești, ce vrei și nu te mai pierzi în relație, adică relația aia vine cumva ca o binecuvântare, nu vine ca o lecție, pentru că pot fi lecții, dar și binecuvântări. A spune că este un an în care, da, mulți or să se căsătorească, mulți or să ia decizia de a se logodi, de a merge mai departe în relație, de a merge la următorul pas, de a face un pic mai mult, de a crește, de a se dezvolta, de a se reinventa. Este un potențial destul de bun în așa fel încât să evoluați din toate punctele de vedere. Însă nu uitați, puteți să începeți relații, dar umăr la umăr. Dacă sunteți în relații, nu vă mai pierdeți identitatea în relația actuală. Căutați-vă propria direcție. Această axă e clar că este una foarte importantă și e clar că vine cu resuscitare, cu renaștere în 2024, mai ales martie-aprilie și luna octombrie. Avem un Saturn prin casa voastră a șasea, casa muncii și a sănătății. Nu da cioara din mână pe vrabia de pe gard. Astăzi recomand referitor la muncă.
veți fi testați pe disciplină, veți fi testați pe perseverență, adică șefii voștri nu o să mai accepte să întârziați, nu o să mai accepte să nu vă faceți munca foarte bine, poate că voi o faceți foarte bine, dar încercați să creșteți, să creșteți, să creșteți, să vă îmbunătățiți, că vă îmbunătățiți pentru voi, nu pentru altcineva, este foarte important. Și a spune cumva că este bine să țineți de jobul vostru și de ce ați construit până acum, de ce aveți, pentru că acest Saturn vine să vă testeze foarte mult, vine cumva să vă învețe niște reguli, să vă arate ce mai e de îmbunătățit, ce mai e de făcut și refăcut, unde să vă perfecționați. Da, într-adevăr, mai pot fi provocări cu colegii, mai pot fi lecții legate de muncă, mai pot fi lecții legate de sănătate, lecții legate de rutină, lecții legate de obiceiuri. Poate că e momentul să vă asumați anumite obiceiuri, poate că e momentul să vă asumați anumite rutine care să vă ajute și acasă, în timpul vostru de zi cu zi, dar să vă ajute și la locul de muncă. Oamenii care au disciplină și rutine sunt oamenii care au succes. Învățați de la aceștia, de la a vă face patul dimineața până a alerga în jurul blocului sau a bea apă cu lămâie sau a scrie nu știu câte în jurnalul vostru sau a face niște afirmații sau, mă rog, fiecare ce vrea. Dar rutina este un aspect pe care l-au în comun oamenii de succes. Iar voi vreți să aveți succes, vă vin șanse foarte multe de a avea succes, să aveți oportunități. Oricum, Saturnul în Pești dezvăluie o cale legată de a aduce în viața voastră obiceiuri sănătoase și a vă planta așa în interior niște obiceiuri de care să țineți de cel toată viața, care să vă aducă sănătate. Dacă sunt probleme de sănătate, ele urmează să la suprafață. Totodată, dacă au fost, ele revin dacă voi nu aveți grijă de voi. Dar impulsul este de a căuta obiceiuri sănătoase pentru a fi bine, că asta vă doriți cu toții, să fiți bine. Iar când este vorba de muncă, nu zic neapărat că să nu vă dați demisia, dați-o dacă vreți, dar aș recomanda mai bine să vă îmbunătățiți acolo unde sunteți, să creșteți, să evoluați, să vă construiți și să vă reconstruiți în continuare, să vă bucurați de ce ați făcut până acum. Jupiter se află în Taur, jumătate de an, e clar că puteți să luați credite, să dați credite, să terminați cu niște datorii, tranzacții importante, poate fi vorba și de bani la comun care să crească cu partenerul, cu partenera sau moșteniri. Poate primiți moșteniri, poate primiți o mărire, poate primiți bani în plus, poate primiți șanse și oportunități de creștere, de a investi bine, cel puțin până luna mai puteți să investiți și puteți să aveți niște șanse, variante foarte bune din punct de vedere bani. Credite, bani, moșteniri, a rezolvat cu niște bani, cresc banii la comun. Iar după luna mai, din 26 mai, Jupiter în Gemeni activează călătoriile la depărtare. Poate plecați prin state, prin Bali, prin Honolulu, care pe unde vă doriți, dar da, puteți să călătoriți. M-am făcut și o rimă. Doamne ajută să călătoriți, să învățați, pentru că Jupiter în Gemeni pe casa noua activează diplome, calificări. Poate vă luați un act, un aviz, o viză, poate primiți o semnătură importantă, poate de ce nu vi se aprobă un dosar, vi se aprobă ceva la care voi ați visa foarte mult. Este o perioadă de un an de zile, dar noi ne raportăm la 2024, în care puteți să creșteți, să evoluați, să vă depășiți limitele, granițele, să ajungeți acolo unde ați visa să ajungeți, printre nori sau să urcați pe vreun munte important în, eu știu, cine vrea să meargă pe Kilimanjaro sau cine știe pe unde mai visați voi să mai urcați, da, se poate, să aveți tot felul de experiențe dinamice, experiențe prin care să vă depășiți limitele. În dragoste pot fi, cum spuneam, situații, relații noi, dar și să se termine acolo unde e cazul. Iar mulți vă veți concentra către copilul interior, către activități prin care să vă vindecați copilul interior, activități cu copiii, cu copiii voștri, cu copiii altora. Poate că vă veți apropia de această energie a copilului, de creativitatea și originalitatea copilului interior. Pluton vărsător ar putea să vă ajute destul de mult. Avem un pic grijă în martie-aprilie. În timpul verii lucrurile stau bine, mai puțin cu prietenii pe luna august. Aveți un pic grijă cu prietenii, cu grupurile. Septembrie, transformare, octombrie, schimbări foarte mari, noiembrie, decembrie, atenție cu planurile, cu mașina, cu tot ce înseamnă bani și investiții, iar la final de an nu ar strica dacă ați fi un pic mai rezervați și nu v-ați deschide atât de mult către socializare și încredere în ceilalți. E bine să ai încredere, dar aș spune să n-ai așteptări, hai să zicem așa, aveți încredere, dar să nu aveți așteptări.
Da, 2024 să fie fabulos așa ca voi și să vă bucurați împreună cu cei dragi.